autospecialiști, pentru că aici o să te bagi în ceva prost. Da? O să merg cu toată victimii în PNA. Spuneți-ne, vă rog, la ce asistăm în aceste momente? În aceste momente asistăm la un exercițiu cu forțe și mijloace în teren, la un operator economic ce are ca obiect de activitate depozitarea cerealelor din municipiul Roman. La acest exercițiu participă și alte instituții cu rol în managementul situațiilor de urgență. Exercițiu constă într-un incendiu produs la un utilaj, în urma căruia s-a produs și o explozie. Au rezultat mai multe victime. Au fost descoperite până acest moment 5 victime. Se preconizează că ar mai fi încă 4 victime. În total ar fi 9 victime. Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului. Au fost solicitate în sprijin forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri din Piatra Neamț, dar și din Târgu Neamț. Împreună cu serviciul voluntar pentru situații de urgență al municipiului Roman, dar și cu angajații operatorului economic, se acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului. Va acționa pentru căutarea victimelor care se presupune că sunt în interiorul obiectivului și câinele de la detașamentul de pompieri din Roman. Acest exercițiu are ca scop pregătirea personalului ISU Neamț, dar și a celorlalte instituții care sunt implicate în managementul situațiilor de urgență. Este important să participăm la astfel de exerciții pentru a ne pregăti să facem față situațiilor de urgență care pot interveni în întregul județ. Am observat că în timpul acestui exercițiu s-au luat măsuri atât de prevenire, stingere, localizarea incendiului, cât și de diagnosticare și de tratare la loc a victimelor. Ne puteți spune în acest exercițiu care este starea victimelor? Au fost găsite victime și conștiente, dar din păcate au fost găsite două victime în stare de inconștiență cu semne incompatibile cu viața. În exercițiul acesta este implicat Spitalul Municipal Roman prin Centrul de Primiri Urgențe, bineînțeles SMURD, dar și Serviciul de Ambulanță Județean. În sprijin a venit și Crucea Roșie, care de fiecare dată ne este aproape la astfel de exerciții și nu numai. Este important să triem victimele pentru a da șansa celor care au semne vitale pentru a fi duse în cel mai scurt timp la spital, dar acordăm aceeași atenție și persoanelor pe care le găsim în stare de inconștiență, pentru că există posibilitatea ca ele să răspundă manevrelor aplicate de către cadrele medicale. În afară de pregătirea personalului, acest exercițiu are rol și educativ pentru publicul larg? Da. Se poate spune că are rol educativ și pentru publicul larg. 1. Atunci când pleacă autospeciale din curtea detașamentului, înseamnă că este o urgență și așa ar trebui să conștientizăm că trebuie să dăm prioritate tuturor autospecialelor de intervenție. Fie că vorbim despre cele de la pompieri sau poliție sau jandarmi și, bineînțeles, ambulanței de la Serviciul de Ambulanță Județean. Este prioritar acordarea atenției pentru a se deplasa în cel mai scurt timp, dar și în siguranță. Este util pentru că arătăm cetățenilor că ne pasă și ne pregătim. Atât operatorul economic este direct interesat pentru a participa la astfel de exerciții de amploare, cât și personalul ISU, inclusiv de la birouri, pentru că în asemenea situații au un rol foarte important și cei de la birouri, de la structurile suport, care pot solicita sprijin și pot aloca alte forțe și mijloace de intervenție în funcție de amploarea evenimentului. Mulțumesc. Avem ventilator? Nu!
Bogdan, prim ajunt inspectorului șef. O să vă prezint pe scurt scenariul de astăzi, ceea ce am desfășurat în obiectivul Marsat, în municipiul Roman. Scenariul a constat într-un incendiu produs la o instalație specifică obiectivului, urmată de explozie, bineînțeles pentru amplificarea evenimentului și pentru a putea juca cât mai multe scenarii. Am prea mai multe ipoteze. Acea explozie a fost urmată de alte explozii și alte incendii cu persoane surprinse, victime în număr de 9 și pentru toți ceilalți, 9 fiind mai mare decât 6, știm prea bine că se declanșează și acel planul roșu de intervenție la nivelul județului Neamț. În cadrul acestui exercițiu au fost angrenați mai mulți actori care într-o situație reală trebuie să participe unitar și coordonat în gestionarea situației de urgență. Și aici vorbim de prima fază de personalul de grupă de muncă, cel care a acționat în etapa 1, urmată de intervenția noastră a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în strânsă colaborare cu personalul de unitățile de primire urgențe, paramedicii, serviciul județean de ambulanță, Crucea Roșie și, bineînțeles, instituțiile care ne sprijină și sprijină intervenția IPJ, IJJ, Agenția pentru Protecția Mediului și pentru situații de urgență în municipiul Roman, un serviciu care acționează foarte bine și este la un nivel foarte înalt. Consider că obiectivele pe care ne le-am propus noi ca și instituții au fost îndeplinite, au fost atinse. Bineînțeles, sunt și plusuri și minusuri și de asta este exercițiul ca să învățăm cu toții, să ne pregătim pentru o situație reală. Și așa cum am spus, ne-am atins obiectivele. Eu vă mulțumesc pentru modul cum ați acționat. Mulțumesc, în primul rând, domnului director, pentru că ne-a primit aici în curtea dumneavoastră și a fost și arătat disponibilitate pentru a putea acționa aici și a putea juca aceste scenarii. Mulțumesc personalului de pe UPU, CPU Roman, pentru modul cum au acționat în ceea ce înseamnă acest lanț medical. Cum ați văzut și dumneavoastră, victimele pe care le-am salvat din zona roșie au fost transportate eșalonate în diferite etape, cu punctul de recupare victime, ulterior postul medical avansat și evacuarea lor către spital. Mulțumesc încă o dată pentru modul cum ați acționat și dau cuvântul doamnei doctor cu partea medicală, dacă are câteva cuvinte, câteva, nu știu, remarci de făcut. Partea medicală, vreau să vă spun că sunt mulțumită de felul în care s-a acționat. Într-adevăr, trebuie să mai exersăm, să învățăm să colaborăm unii cu alții, să ne focusăm pe ceea ce avem de făcut, dar în mare măsură s-au atins toate obiectivele care trebuiau atinse. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, doamnă doctor. Doamnă director, dumneavoastră, dacă aveți câteva cuvinte să ne explicați așa în mare o scurtă prezentare obiectivului și
care sunt principalele riscuri, fiind la capitolul lecții învățate sau briefing, cum spunem noi, să putem să rămânem cu ceva de pe locul de muncă. Da, mă numesc Balcan Vasile, sunt director general al societății Marsatiersa Roman, o societate care se ocupă atât cu producția agricolă, cât și cu comercializarea de cereale și oleaginoase. Ne aflăm aici în locația Silos Roman, cu o capacitate în silos de vreo 40.000 de tone, plus în magazii 60, deci circa 100.000 de tone pe această platformă. Locație care clar că este predispusă, dacă nu luăm măsurile corespunzătoare, la tot felul de evenimente, atât din partea protecției muncii, cât și a incendiilor, protecție împotriva incendiilor. Apreciez foarte pozitiv acțiunea inițiată și coordonată de Inspectoratul Județean Situații de Urgență, în colaborare cu toate celelalte instituții care au participat astăzi la eveniment. Este un lucru foarte util, atât pentru noi, cred că și pentru noastră, încât să ne putem coordona și colabora cât mai bine în situații reale, dacă va fi cazul. Vă mulțumesc la toți foarte mult!